Sute de clujeni au ieșit în stradă pentru a susține dreptul la viață. Ei s-au întrunit la ora 11 și 30 de minute în Piața Unirii, unde au asistat la câteva discursuri susținute de organizatori și reprezentanți ale mai multor culte religioase. La eveniment a participat înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. De asemenea, a fost prezent și Mitropolitul Pavlos de Drama din Grecia. Me thlipsi acusa ότι η Ρουμανία έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον τομέα αυτό. Sunt supărat pentru faptul că am auzit că în România există totuși o problemă așa de mare în acest domeniu. Δυστυχώς όμως και η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια θέση. Vreau să vă spun că și în Grecia avem aceleași probleme. Και το δημογραφικό πρόβλημα έχει χτυπήσει την πόρτα μας. Și problema demografică este aceeași și la noi. Τη φετινή χρονιά οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις. În acest an, nașterile au fost mai puține decât decesele. Διότι οι χριστιανικές κοινότητες της πόλεως είναι όλες μαζί στον αγώνα αυτόν. Și mă bucur pentru că în acest marș pentru viață sunt împreună toate confesiunile creștine din acest oraș. Biserica creștină preamărește viața și nu e pentru moarte. Și ne pare rău că cuvântul lui Dumnezeu aflat pe primele pagini ale Scripturii în Cartea Facerii, unde Adam îi dă soției sale Eva numele viață, nu este întipărit adânc în mințile noastre, în inimile noastre și în felul nostru de a concepe viața. Dacă ar fi să mă refer la valoarea copilului, valoarea vieții copilului nenăscut, aș putea să spun că valoarea asta e așa de zdruncinată, încât 43% din copiii concepuți în România sunt avortați. În primii 8 ani de libertate post-decembristă, România a fost capabilă să elimine atât de mulți copii prin avort, încât îi egal cu populația Transilvaniei. În ultimii 50 de ani, România a eliminat 22 de milioane de copii prin avort, care este mai mult decât populația actuală a României. Doresc și eu să mă alătur celor care v-au mulțumit pentru că ați preferat să fiți aici, în răcoarea primăverii, pentru a arăta societății clujene că noi cunoaștem originea vieții. Care este originea vieții? Cine stă la originea vieții noastre? Este o singură originea vieții. Dumnezeu. O cunoaștem cu toții, nu? Este numai Dumnezeu. Participanții au pornit apoi pe străzile din centrul Clujului purtând pancarte cu mesaje pro-viață. De ce ai venit astăzi aici? În primul rând să susțin viața și să mulțumesc că am fost și eu născut la rândul meu. De asta am venit alături de mama. Și mai mult de atât, să ajut, dacă pot, cu ceva sau să mărturisesc printr-un fel sau altul. De aceea avem foarte mare nevoie de biserică, de credință, ca să putem să înțelegem practic ce este viața până la urmă. Iar acum suntem într-o perioadă binecuvântată, în postul învierii Domnului și să dea Domnul ca și acest marș să fie până la urmă un lucru care să-i ajute pe mulți. Marșul pentru viață s-a organizat astăzi în peste 100 de orașe din țară și Republica Moldova.